Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În aceeași zi, iată că doi dintre discipolii lui Iisus se duceau spre un sat al cărui nume era Emaus, care era cam la 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți să nu-l recunoască. El le-a spus, ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând, i-a spus, numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea? El le-a zis, ce anume? Ei au spus, cele despre Iisus Nazarinanul, care era profet puternic în faptă și cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Cum arhiereii și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit, noi speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul, dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Ba mai mult, unele femei dintre ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis de dimineață și, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci le-a spus, o nepricepuților și greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeți, oare nu trebuia Hristos să sufere acestea și să intre în gloria sa? Și începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate scripturile cele referitoare la el. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe, dar ei l-au îndemnat insistent, rămâi cu noi pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșite. Atunci a intrat să rămână cu ei. Și pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul, oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se în același ceas, s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau cu ei, care le-au zis, Domnul a înviat într-adevăr și s-a arătat lui Simon. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, învierea lui Iisus Hristos este elementul fundamental al Bisericii. Este pivotul, stâlpul care susține întreaga construcție a comunității creștine. Învierea este atât de importantă încât Biserica Apostolică, Biserica Primelor Veacuri, considera că nu e posibilă o comunitate creștină fără întâlnirea cu cel înviat. Elementele privilegiate ale întâlnirii cu Iisus, după cum am ascultat astăzi în Evanghelie, sunt Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu și sacramentele, în special Euharistia, așa după cum iarăși am auzit în Evanghelia de astăzi. Dar mai este încă ceva, și anume comunitatea celor care cred în Iisus Hristos, comunitatea celor care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și participă la Euharistie. Așadar, întâlnirea cu Iisus înviat constituie comunitatea celor credincioși care are drept cale privilegiată pentru a-L întâlni ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și participarea la Euharistie. Acestea două, ascultarea cuvântului și Euharistia, formează Sfânta Liturghie,
la care credincioșii participă în fiecare duminică și zi de sărbătoare. Asupra acestor elemente nu vreau să insist din punct de vedere teologic sau, știu, liturgic, pentru că va fi ocazie mai târziu când ne vom vedea față în față. Acum doar vreau să vă împrospătez convingerea că învierea este fundamentală pentru noi, că întâlnirea cu Iisus înviat este cea mai importantă, să zic așa, veste pe care noi o putem transmite altora și trebuie să o facem mai ales în acest timp numit pascal, de la Paști, de la noaptea, ziua de Paști, până în ziua de Rusan sau până în ziua Înălțării. Salutul cu care creștinii ar trebui să se întâmpine unul pe celălalt, să se întâlnească unul cu celălalt, ar trebui să fie acesta, și anume: Hristos a înviat. Și bună ziua merge, și bună seara, sau ce mai faceți, dar înainte de a spune, știu, alo, poți să intri direct în dialog cu cineva și să-i spui: Hristos a înviat. Chiar mă întreba cineva dacă noi mai folosim acest salut în zilele acestea. Sigur, trebuie folosit. Și când trebuie, poate, uneori, poate și cu puțină insistență, chiar introducând o notă așa de glumă, pentru că, într-adevăr, cine privește creștinătatea din afara ei, va observa că învierea este adevărul fundamental pe care se construiește totul. Dar, așa cum se întâmplă și în viața noastră, uneori detaliile ascund esențialul. Cum se spune, din cauza copacilor nu mai vedem pădurea. La fel și în biserică sau în comunitatea creștină, detaliile, elementele structurale, să zicem așa, ale liturghiei sau ale vieții religioase, sunt atât de mult subliniate încât uităm că adevărul fundamental care ne dă nouă speranță și care ne hrănește convingerea că viața este în continuare cu Dumnezeu viața deplină, este învierea. Iată de ce, dacă, știu, sunați pe cineva la telefon și îi spuneți: alo, ce mai faci? Hristos a înviat. Știi care e ultima noutate? Și poți să-i spui: Hristos a înviat. Asta e ultima noutate. Că o primește, știu, zâmbind, că o primește cu inimă deschisă, dar îi va da de gândit. Mai ales despre mărturia pe care tu o faci în fața celuilalt. Așadar, celebrarea Euharistiei, ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și comunitatea celor care cred în Iisus sunt elementele structurale ale Bisericii Apostolice, de unde provenim și noi, de unde provine și biserica noastră. Sigur, când spunem comunitate, ne gândim la, știu, la doi, la trei, așa cum Iisus ne-a asigurat în Evanghelia după Matei, capitolul 18, unde spune: unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt prezent și eu. Asta s-a întâmplat în ziua învierii pe drumul de la Ierusalim spre Emaus. Doi ucenici ai lui Iisus se îndreptau spre această localitate și erau adunați în numele lui, cu gândul la el, cu gândul la ceea ce el a săvârșit în viața publică și mai ales cu gândul la sfârșitul lui tragic, dramatic. Oarecum deziluzionați, descurajați, că cel pe care ei îl visau ca rege, ca Mesia, de fapt a fost răstignit și ucis. Ei bine, adunați în numele Lui, constituim și noi o comunitate, acolo unde suntem doi, cel puțin doi sau trei și așa mai departe. Și acolo, dacă ne adunăm în numele Lui Iisus, Iisus este prezent în mijlocul nostru. Aceasta este comunitatea celor care cred în învierea lui Iisus și care se poate constitui oriunde. Și aici, în biserică, în lăcașul Domnului, în ziua de duminică, de sărbătoare, dar și în alte părți, oriunde se adună doi sau trei în numele Lui, acolo este Iisus înviat, cel viu. Iisus este prezent în mijlocul lor. Sigur că m-am gândit cum am putea noi să, să profităm de timpul acesta pe care îl avem de carantină, de izolare, în așa fel încât să împrospătăm anumite convingeri religioase în noi, anumite comportamente, atitudini, fiindcă chiar cred că e nevoie de așa ceva.
Vedeți și la intrarea în biserică sau, eu știu, într-o altă instituție unde mergeți astăzi, unii și au și acasă, există dezinfectant ca să nu cumva să se prindă de mâinile noastre virusul. Ei, cred că ar trebui să facem o dezinfecție și a conștiinței noastre comunitare și a psihicului nostru, a felului în care noi ne raportăm la ceilalți, la comunitate. Izolarea riscă să devină, la un moment dat, eu știu, așa, un prilej de boală, să te încarce cu frică, să te încarce cu fel și fel de angoase, psihoze. Și nu e, să spunem, ceva sănătos. Dar ieșirea din izolare, din singurătate, nu poți să o faci de unul singur. Trebuie să o facă altcineva sau alții. Oricum, altcineva. Trebuie să vină altcineva să te scoată din izolare. Fie printr-un gest, printr-o vorbă, printr-un telefon, printr-un mesaj, în fel și chip. Putem fi și noi scoși din izolare sau putem să-i scoatem pe alții din izolare în felul acesta. Trimițându-le un mesaj sau dându-le un telefon sau, știu, încercând într-o altă formă să comunicăm cu ei, chiar și cu o rugăciune care o facem pentru ceilalți. În felul acesta, cred că putem să corectăm ceva din conștiința noastră comunitară, fiindcă izolarea a fost și înainte de carantină, să fim serioși. Erau mulți care trăiau în singurătate sau aveau sentimentul acesta al izolării și al singurătății și înainte de carantină. Însă și aici în biserică, chiar când veneau, își făceau cumva datoria față de Domnul și repede, repede se termina liturghia și se pleca acasă, repede la treburile obișnuite, fără ca să-i vezi pe ceilalți, fără ca să ai un raport uman sau creștin cu ceilalți, să-i cunoști, sau, știu, să intre într-o legătură cu alții. De aceea era o mărturie a învierii sau a întâlnirii cu Iisus mai degrabă individualistă și nu comunitară. Iată de ce timpul de carantină pe care îl avem acum, de izolare, clar motivată, nu nemotivată, poate să devină un prilej pentru noi de a verifica și de a controla, dacă vreți, de a dezinfecta conștiința noastră comunitară, care trebuie să fie hrănită cu elemente reale de comuniune cu ceilalți, nu doar fictive sau, eu știu, ritualistice sau, eu știu, tradițional, în virtutea unor practici fără suflet. Putem să recuperăm ceva. Și unii chiar au recuperat în această perioadă, adică nu s-au mai auzit la telefon de mulți ani și au trimis urări, așa, eu știu, mai calde, au mai stat de vorbă, au mai pierdut vremea, cum se spune în ghilimele, dar în sens bun, povestind ceva din experiența lor. Toate acestea conduc către edificarea comunității. Este locul în care vine Iisus înviat în mijlocul nostru și noi ne putem întâlni cu El în acest cadru de comunitate. Comunitatea poate să fie și fizică, poate să fie și profesională, poate să fie religioasă, poate să fie academică. Sunt multe feluri de comunități și de comuniuni. Dar ceea ce e important e să simți în interiorul tău, în psihicul tău, să-l simți pe celălalt, că ești legat de celălalt, de alții, de ceilalți și împreună formezi o comunitate. Nu contează cât de mică e, dar să fie comunitate. Contează așadar să nu fii singur, izolarea să nu te predispună, eu știu, la un fel de nimicire a spiritului comunitar, spirit care este absolut necesar pentru întâlnirea cu Iisus înviat. Acolo, în comunitate, Iisus înviat vine și se întâlnește cu ucenicii Lui. Un pictor călugăr celebru medieval, Fra Angelico, dominican, fratele Angel, i-am spune noi în românește, i s-a cerut să facă o icoană a învierii pentru frații săi, dominicani, și a răspuns cu o pictură celebră, și anume aceea în care Iisus la Emaus este invitat de doi ucenici la cină. Tocmai stă să urce scările camerei, casei în care urma să aibă loc cina. Sigur, selectarea acestui subiect sau acestei teme are rădăcini aici în capitolul 24 din Luca, Evanghelia după Luca, dar
era îndreptat spre frații lui dominicani, cărora vrea să le spună că nu se pot întâlni cu Iisus înviat decât în comunitate. Cel puțin doi. Și mai mulți, sigur, dar cel puțin doi. Pentru că în felul acesta Iisus e viu, deci unul împreună cu celălalt. Acest spirit al, eu știu, mărturisirii lui Iisus înviat în comunitate și al credinței că El poate fi întâlnit în comunitate, a făcut parte și din formarea mea sacerdotală. Când eram la seminar, eram invitați să ieșim în oraș sau să mergem la plimbare, doi câte doi, niciodată singur. Noi am crezut că e o măsură așa de prevenție, nu cumva să ne rătăcim prin magazine sau în alte locuri. Însă se cerea această, eu știu, prezență comunitară cumva, ca mărturia să fie credibilă și, bineînțeles, spațiul în care Iisus să vină să fie generos, adică cel al iubirii dintre persoane. Al iubirii frățești, al iubirii de familie, al iubirii de din parohie, dintr-un popor, din biserică, toate aceste nume, biserică, popor, parohie, dacă vreți, familie, spun comunitate. Adică stăm împreună și avem un spirit de comuniune. Iată așadar, ce am putea face noi în această perioadă de izolare, în sens pozitiv și profitând de această ocazie, să nu ne mai plângem, ci să căutăm partea bună a lucrurilor, să încercăm să corectăm spiritul comunitar în noi și să-l practicăm acum, tocmai în acele zone în care am fost noi deficitari. Adică chiar să stăm puțin de vorbă cu persoane care împărtășesc cu noi aceleași convingeri sau nu împărtășesc aceleași convingeri. Să încercăm să fim alături de cei de care nu am avut timp înainte să stăm, poate, și să împărtășim experiențele noastre. Interesant că în Evanghelia de astăzi, unul dintre cei doi are un nume, se numește Cleopa, dar celălalt nu, nu îi se dă numele. Unii au interpretat figura asta de stil drept un fel de stil retoric. Au spus că e, mă rog, e o formulă așa specifică autorilor sacri. Însă, clar că și aici se ascunde un mesaj. Fiindcă cei doi puteau să fie soț și soție, puteau să fie o familie. Sau puteau să fie doi dintre cei 72 de ucenici despre care vorbește tot Luca într-un alt capitol. Puteau să fie doi ucenici din comunitatea, din acele zile, știu, ale morții și învierii lui Iisus, deci atunci, sau din timpul vieții lui publice. Să faptul că unul nu are nume, e o provocare pentru fiecare dintre noi, și anume, cel care nu are nume, de fapt, suntem noi, sau suntem invitați să fim noi, împreună cu Cleopa și să mergem spre Emaus, și să-L întâlnim pe Hristos înviat în comunitatea noastră. Suntem dispuși să prindem, eu știu, această provocare, să răspundem la această provocare și să punem numele nostru alături de numele lui Cleopa și să mergem spre Emaus? Dacă da, atunci să trecem la operația a doua, care este dezinfectarea conștiinței noastre comunitare, loc în care ne putem întâlni cu Iisus înviat. Aceasta este vestea cea bună, este vestea cea mai importantă, cea mai mare pe care putem să o transmitem și altora, că Iisus ieri a murit, astăzi dimineață a înviat și mâine va veni din nou. Așa să fie, Hristos a înviat.